Am aplicat pentru acest program deoarece chiar denumirea lui mi s-a părut atractivă. Predau viitor. Știu că este o perioadă în care se schimbă planurile cadru, se schimbă programele la învățământul gimnazial. Și atunci am gândit că este un moment bun ca și noi profesorii de informatică de liceu să facem niște schimbări în ceea ce lucrăm la clasă. Și nu numai la clasă, pentru că activitatea noastră este mult mai complexă. Apoi am urmărit un pic descrierea proiectului. Și am văzut că a fost o etapă anterioară anul trecut. Și mi-a plăcut conceptul de colaborare cu firmele private de IT din București. Deoarece noi, cel puțin cei din provincie, avem foarte puțin acces la acest domeniu al IT-ului, domeniu foarte serios, al IT-ului care se dezvoltă puternic în orașele mari. Și permanent copiii mă întrebau la liceu cum este într-o astfel de firmă, ce ar trebui noi să știm pentru a putea ajunge acolo. Permanent ei își pun întrebări pe care apoi mi le adresează mie și eu de multe ori nici nu știam ce să le răspund dacă nu eram în contact direct cu acest mediu de lucru. Și iată că după experiența acestor bootcamp-uri am reușit să înțeleg un pic mecanismele care stau în spate și să-mi fac așa un plan cam cum ar trebui eu să-mi orientez copiii. Ce le duc? Multe idei. Acum nu știu cât o să reușesc să le pun în practică. Și mai mult de atât le duc entuziasmul proiectului și al stării pe care am simțit-o aici. În plus, le-aș duce așa un imbold de a nu renunța și de a fi cât mai interesați în ceea ce își propun. Pentru că am trăit chiar cu mândrie momente în care am văzut la una dintre firme o fostă elevă de la noi de la liceu și atunci mi-am zis, wow, se poate. Dar știam că avem elevi foarte buni și care lucrează la companii mari, dar întâmplător să te întâlnești și cu ei. A fost foarte emoționant. Ne uitam unii la alții, da, chiar tu ești, chiar dumneavoastră sunteți, dar ce faceți aici? Da, a fost emoționant și m-am simțit mândră. În primul rând o să-mi schimb un pic, sau o să încerc să-mi schimb abordarea relativ chiar la emoțiile pe care le trăim, pentru că am desfășurat niște activități de gestionare a emoțiilor. Învățăm să ne dezvoltăm și noi personal, dar și să înțelegem pe copiii de lângă noi. În plus, voi încerca mai mult să lucrez cu ei în echipă, să-i motivez și poate un pic mai mult să valorizez produsele echipelor, chiar dacă nu au fost cele așteptate de mine, acele rezultate. Nu au fost cele așteptate. Mi-a plăcut la primul bootcamp întâlnirea cu Vasile. M-a impresionat atunci. Și mi s-a părut foarte utilă demonstrația practică de la WePath de ieri. Pentru că, da, înțelegem discursuri, înțelegem comunicarea, dar în momentul în care ajungem să și lucrăm practic, lucrurile stau totul altfel și percepția noastră devine mult mai bine ancorată în realitate. Da, cred că mi-aș dori să fie elevii mei să fie niște persoane practice, niște persoane care puse în fața unei activități să reușească să ducă la capăt activitatea,
chiar să ceară ajutorul și să nu abandoneze. Un program de viitor, un program în care gândim în perspectivă, pentru că majoritatea activităților pe care le-am desfășurat aici pot fi ancorate în ceea ce facem noi, ce vom face în viitor. Pentru că aproape nimic din ceea ce am văzut nu există, de exemplu, în programa școlară. Nu, doar dacă ar fi făcut cineva un curs opțional și foarte multe idei s-au legat de aceste cursuri opționale pe care putem noi să le facem în școală. Sau de îndrumări suplimentare pe care să le dăm